Peste 2000 de olteni au luat drumul cabinetelor medicilor din județ răpuși de virozele de sezon. Infecțiile respiratorii acute au pus la pat sute de persoane în câteva zeci de cazuri. Medicii le-au recomandat pacienților să rămână internați în spital din pricina vârstei înaintate și complicațiile ce puteau apărea. Nici pneumoniile nu au ocolit județul Olt. Sute de persoane au primit acest diagnostic și asta doar într-o singură săptămână. Și în aceste cazuri, pericolul la care erau expuși copiii și bătrânii i-au făcut pe medici să recomande internarea în spital a 10 de olteni. La săptămâna precedentă s-au înregistrat 1982 de infecții respiratorii acute, cu 53 de internări și 883 de pneumonii, cu 122 de internări. Evoluția este fără tendință de pic epidemic, se încadrează în limitele intervalului de circulație al virusurilor gripale pentru acest interval. Vaccinul gripal reprezintă singura și cea mai eficientă metodă de protecție, dar ce te faci când dozele din serul menit să fie zid în fața bolii lipsesc? Cu surle și trâmbițe, oficiale din cadrul Ministerului Sănătății au anunțat că dozele de vaccin au ajuns în depozitele direcțiilor de sănătate publică. Nu au mintit nimic însă despre cantitate. În întreaga țară au fost livrate 20.000 de doze din milionul promis, după o întârziere de 3 săptămâni. În Olt, situația este de-a dreptul tragică. Avem 324 de doze pentru peste 30.000 de persoane ce au nevoie imediată de imunizare. Aceste doze, 324 de doze, vor fi distribuite pentru vaccinarea numai anumitor categorii de populație, respectiv personalul medico-sanitar din terapie intensivă, din neonatologie, personalul din ambulanță și, mai spun dumneavoastră, pacienții spitalizați care sunt cu boli cronice. Marea problemă a celor de la Direcția de Sănătate Publică Olt va fi cum să împartă 324 de doze la peste 30.000 de olteni în nevoie. Asta dacă ne raportăm la numărul restrâns al persoanelor care fac parte din grupele populaționale considerate la risc. Cele 5 grupe totalizează peste 100.000 de persoane, însă cum toate vor să se vaccineze, am rămas cu 30.000. Ca să împace oarecum spiritele, cei din Ministerul Sănătății au dat asigurări că în cadrul celorlalte două tranșe de vaccin, numărul dozilor va fi mult mai mare, suficient pentru imunizarea tuturor doritorilor. Promisiunea este că în maximum 2 săptămâni alte doze vor fi repartizate către direcțiile de sănătate din țară.